O să arate foarte bine birourile aici. Da. Deci pe etajul acesta poate să intre toți de la asigurarea calității. Bună ziua! Bună ziua! Doriți să mergeți? Poftiți. Da, vă rog. Sunteți ce? O gazdă? Că nu înțeleg. Da, așa sunt. Da? Pe trecute, clădirea asta este folosită de mai mult timp. Da, este folosită în afara oricărui contract, în afara oricărui cazul. Dar ce să faci? Ziua. Și pe ei cine i-a adus aici? Dumneavoastră? Nu. Păi da, noi nu suntem de acord să filmați înăuntru. Da, este clădirea proprietate complexului. Asta e clădirea noastră. E clădirea cu proprietatea noastră. Domnul Ciurel, până vă edificați dumneavoastră, nu, suntem edificați, avem acte, avem tot. Nu intră nimeni aici, îmi pare rău. Nu puteți să-mi interziceți să intru în clădirea noastră. Păi nu vă interzic eu să intrați în clădirea dumneavoastră, dar puteați să anunțați că veniți, că este a dumneavoastră. Am trimis de două săptămâni. Dar cum să veniți cu niște oameni de la o altă televiziune peste noi? Putea să fie aici emisie. Întrerupați emisia, domnule Ciurel. Nu este treaba noastră. Păi cum să nu fie treaba dumneavoastră? Dar ce e? E treaba cui? Din moment ce de două săptămâni, deci din moment ce de două săptămâni trimitem hârtii, da, pentru a veni să preluăm această clădire, nu poate fi, nici nu știam acum două săptămâni că va fi miting azi. Nu știa nimeni treaba asta. Dar puteți să veniți ieri astăzi, oricum ar fi trebuit să fiți foarte ocupat cu ce se întâmplă astăzi. Pentru că astăzi este ziua, la ora 1 am fixat o întâlnire aici, directorul a fixat o întâlnire aici pentru preluarea acestei clădiri. Dar nu este sindicat. Ora 1, domnule Ciurel. Da, am așteptat până acum. Ora 1. Am așteptat până acum. Unde ați așteptat? La sediu, că acolo la a fost întâlnire. La care sediu? Ai întâlnire. V-am trimis-o să o vedeți. Dar eu nu înțeleg de ce veniți cu o altă televiziune la noi în sediu. Vi se pare corect? Vi se pare normal ca noi să venim peste drum dumneavoastră și să intrăm așa prin sediul companiei? Energetice. Dar de ce nu ați luat acest sediu înainte să-l achiziționați, de exemplu, ca complexul energetic Oltenia? Acest sediu? Da. Acest sediu nu se putea. Sunt 400 de metri pătrați. Da? Acolo am 2000 de metri pătrați. Da, aveam cum să intru cu complexul Oltenia cu 400 de metri cât e aici. Atât e suprafața. 450 de metri pătrați. Acolo avem 2000 de metri pătrați. Suntem totuși 160 de oameni. Nu puteam să-mi găsim 160 de oameni și 450 de metri pătrați. Domnul Ciurel. De ce până acum? Dar de ce nu stați nici măcar să vorbim? Veniți pe aici să faceți o paradă și plecați. Nu. Stați puțin să discutăm. Să vedem clădirea care ne aparține. Dar clădirea asta o puteți vedea de câți ani este ea funcțională? De ce nu ați văzut-o până acum? Sau măcar explicați-ne și noi de ce și nouă de ce acum? De ce acum chestia asta? Pentru că astăzi s-au întâmplat cu niște lucruri. Noi o luăm ca pe o răzbunare. Mai ales că în fața, de ce să luați? În fața sediului fostei SNL-ul, ne-ați amenințat. Nu am amenințat, am spus că dumneavoastră aveți la ora asta 55%, nu vin la emisiune, pentru că aveți 55% în firmă, este acționaria sindicat. De asta nu vin la dumneavoastră. Domnule Ciurel, știți și dumneavoastră că managementul și partea editorială la orice organism de presă sunt lucruri distincte. Da, la revedere, n-am venit la dumneavoastră, nici n-am știut ce găsesc aici. Nu, păi nu, acum veniți că vă arătăm noi, deci nu e nicio problemă. Colegii, stați puțin. Domnul Ciurel, acum dar veniți că facem noi pe gazdele. Nu, e destul. Poftiți și acolo, că și acolo tot un studio este în dreapta. Sau stânga dumneavoastră. Tot al dumneavoastră? Nu, am fost aici, am văzut. Am fost acesta, da? Acesta este cealaltă televiziune care trebuia să stea aici, nu? Da. E vorba Tele 3, da. Aici, da? Da. Dar dumneavoastră nu ați făcut nicio utilizare către niciuna din televiziuni. Să nu vă speriați cum că vă întâmpinăm cu lumânăre. De ce? Pentru că nu avem lumină. Păi, eu văd dacă... Ei, așa sunt. Eu de ce filmează asta? Vă fac lumini. Pe dumneavoastră.
Să aveți... A, cu asta, cu lumină. Nu vă speriați. Mersi, mersi. Să rămână. Ca să vă luminăm calea, să nu vă piedicați. Vreau să spun că este foarte romantic. Chiar că e romantic.